Așa, cum vă numiți? V-am spus, agent Petrache, poliția locală. Petrache și mai cum? Vasile. Ce fel de agent? Polițist local, Petrache Vasile. Am înțeles. Da. Dumneavoastră, vă rog? Agent Radev. Nu aveți echipamentul complet. Poftim? Nu aveți echipamentul complet. De unde știți dumneavoastră că nu e echipament? Eu vă spun că nu e complet. Știți dumneavoastră ce constă în uniformă, da, și în echipament? Spuneți și mie atunci. Vă rog frumos să vă puneți chipul în cap. Nu doriți? Bun. Cum vă numiți? Am spus mai devreme, nu e nevoie să repet că nu sunt papagal. Pentru ce aveți nevoie de actul meu de identitate? Pentru că în momentul când v-am observat, nu purtați mască de protecție, conform prevederii legii. Nu purtam mască de protecție. Nu, a spus-o după aia. Cum vine asta? Nici domnul nu are mască de protecție. Are fața acoperită. Și a mea era acoperită cu fermarul de la... Da, e documentele, vă rog. IAF ceva lege că trebuie să port mască? Da. Unde e legea? Legea 55 pe 2020. Nu e lege. Da, ce e? Nu e lege. E hotărâre de guvern. Și atunci de ce se numește lege? Nu e lege. Este lege. Bine, dumneavoastră îi țineți cum vreți. Haideți, documentele. Poți să sun la 112? Da, nu e problemă. Sunați, dar dați-ne documentele. Pentru? Pentru legitimare, da. Eu m-am recomandat și vreau să știu și eu cine stau de vorbă. Da, nu vreau să vă spun. Sunteți obligat, conform legii. Da. Pentru că v-am fotografiat când ați oprit în semnul parcării interzise. De aia vă freacă hamul, așa? Unde am oprit, era de aia vă freacă hamul. Nu era o problemă. Și de aia vă băgați în seamă cu mine. Nu. Hai să mai așteptăm 5 minute, să mai vedem 10 oameni fără mască. Hai să mai așteptăm 5 minute. Dacă nu mergeți cu noi la poliție. Nu sunteți stăpâni să mă duceți voi doi, mai trebuie să chemați 3 echipaje. Nu, de echipă mare, se sancționează. În caz contrar. Da, scrie acolo. Și pentru ce vrei să-mi scrii datele? V-am spus în momentul când v-am observat, așa, nu purtați mască de protecție. Și ce o să faceți cu datele mele? O să fii sancționat. O să fiu sancționat? Da. De dumneata? Da. Că nu purtam mască de protecție? Da, când ați purtat mască. Uite, domnul nu are mască pe bot. Dumneavoastră veniți acum. Uite, acolo e un domn fără mască pe bot. Spuneți-mi cum vă numiți. Uite, acolo e un domn. A, și eu fumam. Nu fumați. Ba da, fumam. Acum haide să nu o dăm așa. Păi haide să nu o dăm așa, urcați-vă în mașină și plecați și vă vedeți de treabă atunci. Ce faceți, mă gândiți acum când vreau să-mi fac treabă atunci? Ce treabă? În momentul în care v-am observat fără mască, am venit la dumneavoastră să vă întreb frumos cum vă numiți, ca să știu și eu cu cine stau de vorbă. Eu m-am prezentat. Da, dar domnul zicea că aveți nevoie să știți cum mă numesc pentru a mă sancționa. Uite, domnul ăla nu poartă mască. Domnul ăla e în timpul serviciului, a ieșit afară și fumează. Și legea îi permite. Am ieșit afară, eu sunt în serviciu, acolo mi-e serviciu. Am ieșit afară să fumez. Nu are importanță. Ba da, cum nu? Puteți, aveți dreptul să faceți contestație, legea vă permite. Dar cum? Eu vin de la Baia Mare să fac contestație la aici, la voi. Eu n-am ce lucra. Iar legea vă dă putere să faceți amenzi, nu? Nu e vorba că ne dă nouă. Ba da, vă dă. Și e o problemă gravă că vă dă voie. Faceți voi ce vreți. Facem ce trebuie. Ce trebuie? Ce trebuie? Ieșiți țara și faceți un pic de treabă. Adică prindeți băieții cu drog. Prindeți băieții care fură catalizatoare. Prindeți un altă. Voi nu prindeți, că vi-e frică. Vi-e frică, că vin băieții, vă dau două picioare în cur și gata. Faptul că nu purtați mască, haideți. Dumneata a venit de la baie fără mască, bă băiatule. Bă, băiatule. Exact. Ce facem acum apologia măștii? Dați-mi. Nu te mă dai la ăla, ăla e fără mască. Dați-mi documentele, v-am spus. Pentru ce? Să-mi dai tu amendă, că așa vrei tu. Da. Du-te, mă, polițist de aici, mă. Atunci mergeți cu noi, nu? Haideți cu noi, cam. Scrie-mă acolo în ce am pictat. Scrie-mă acolo. N-ați dictat nimic deocamdată. Păi, dar știi să scrii? Nu știu, învăț acum, nu-i problemă. Păi, haideți, vă rog. Hai să începem cu litera A. Dați-i colegului. Ce să zic? Rămâne la atitudinea lui, ce sancțiune. Numele, prenumele, data nașterii sau CNP-ul. Scrie 189 0724244210 40. Nu mai știu, ți l-am spus odată. Nu se spune așa. 18907. Da? 24244210. Faceți, faceți. Ce bine o să vă stea pe Facebook. Nu, nu e important. Nu aveți voie să ne puteți. Ba da, ba da. O să fiți și pe Facebook. Foarte cu tot cu pozele alea că ați oprit acolo. Că de-aia v-ați legat de mine. Ce v-am zis că stați în drept oprit? Nu, e nicio problemă. Nici băiatul ăla n-are mască. Se vede clar că fumează omul. Ce vreți să fumeze? Și dacă fumeze, nu contaminezi pe nimeni. Da, scrie în lege când fumezi, ai dreptul să-ți dai. Păi și eu fumam. Păi uite, fumați. Păi dovedește că nu fumam, mă, băiatule. Avem cameră pe mașină. Aveți pe dracu, să vei nici... Deja o dați în altul, dâns va vorbi frumos, v-am început să poate de frumos. Da, voi m-ați luat cu japca, mă, să vă băgați voi în seamă. M-ați luat cu japca să vă băgați în seamă. Da, da. Înțelegeți voi, mă, feciori.
Și tu, fără echipament, fără nimic, fără cașchetă în cap, fără mască. Tu îmi dai mie amendă, că eu n-am mască. Eu n-am mască, eu ce mască am? Când vă puneți după ce vă spunem noi? Du-te bă, fecior, du-te bă, fecior, să nu te aud oricine. Poftim? Nu că poftim. Poliția locală, Călăraș. Și tu ești de la locală? Tu pare că cobori din altă mașină. Măi, nu știu ce scrie, ce nu scrie. Te-am întrebat frumos, poți să răspunzi frumos. Condițiile în care limba voastră nu ați avut un limbaj adecvat mai devreme. Ce limbaj, mă, mă las cu japca, mă. Bă, fecior, v-ați făcut toți milițieni în pula mea. A fost în limbaj. Tu unde ai fost, domnule? Unde ai fost paznic? Unde ai fost paznic și ai ajuns tu, polițist local? Nu știu, paznic. Dar ce ai fost? Da. Vedeți că e treaba dumneavoastră, gata. Spune, unde ai fost paznic? Ai fost aici la silos, paznic la poartă, la portar ai fost. Că dacă nu erai portar, nu prea unde scrie parcarea interzisă. Cum? Telefon. 4. Ia să nu faci ca prietenii mei de la jandarmerie, că aia nu mi-a dat pentru mască, mi-a dat că am fost recalcitrant, că erau mai jumecă. Știa că pentru mască fac contestație. Păi, fădiți drept, ce? Eu v-am spus că... Da, să-mi faci pentru mască, dacă faci. A, așa, da, bravo. Sat de nici. Tu măcar ești ascultător. Comuna Sisești. Comuna? Să română. S-a întâmplat ceva pe aici, nu. La gura de descărcare a nu, scris. Doamne, ferește. Ce e? Dumneavoastră filmați? Da. Dar nu aveți voie. Nu e problemă. Eram sigură că filmați. Nu aveți voie să filmați pe... în stație. Nu, nu filmăm atunci. Păi, opriți telefonul. Am oprit. Dacă o ținem așa, să știți că pot și eu să anunț. Nu avem voie. Hai să fie oricum câte am filmat.